Când și-a făcut debutul la UTA în Superliga, Rareș Pop avea doar 16 ani. Continua tradiția tinerilor talentați care apar rapid la clubul arădean, promovați din propria pepinieră. Doi ani mai târziu, mijlocașul Rareș Pop are 49 de prezențe în Superliga și 6 goluri marcate până acum, sărbătorindu-și majoratul în urmă cu un an. Probabil că Rareș nu va uita curând debutul care a venit în mai 2022, la meciul pierdut în deplasare cu FCU Craiova 1948. Însă spune că orice sacrificiu, orice moment dificil pălesc în comparație cu sentimentul simțit în acele momente. Nu cred că voi putea vreodată să vă răspund la această întrebare, deoarece au fost o grămadă de emoții la acel moment. Atât bucurie, un pic și de tristețe, dar parcă visam cu ochii deschiși. Nu am simțit nimic tremurând pe mine, doar îmi venea să zâmbesc tot timpul. Am intrat pe teren cu zâmbetul pe buze. Tot ce fac e din plăcere. Pentru că dacă nu ar fi această plăcere, nu aș reuși nici eu și nici alții. Totul ține doar de plăcere, care este dublată de muncă. Cum s-a îndrăgostit însă Pop de fotbal, este considerat deja unul dintre cei mai talentați tineri din Superliga. Obișnuiam să merg în parc cu părinții mei și cu sora mea și tata obișnuia să-mi dea câte o minge și să o lovesc. Și atunci a dat seama că ar trebui să mă ducă la fotbal. Îmi plăcea foarte mult să lovesc mingea tare. Îmi plăcea foarte mult sunetul pe care îl făcea când loveam mingea. Cred că suntem mulți arădeni talentați, deoarece de mici ni se imprimă, să spun așa, în gând, în suflet, dragostea față de acest sport și, în general, față de orice altă activitate. De la părinți, de la cadrele didactice până la antrenori. E interesant să auzi un fotbalist din noua generație vorbind despre cadre didactice. Și, într-adevăr, Pop este unul dintre puținii tineri care a ales să meargă în paralel cu școala și cu note excelente. Toți antrenorii UTEI au vorbit despre înțelegerea pe care o au cu Pop, aceea de a lipsi de la antrenamente atunci când acestea sunt programate dimineața pentru a merge la școală. Cum se poate școala cu fotbal? Cu multă muncă, dorință, sacrificii și un program bine stabil care trebuie respectat. Ce e atât de important în școală pentru? În primul rând mă ajută să-mi dezvolt vocabularul, inteligența, abilitatea de a vorbi cu alte persoane, de a-mi crea relații în societate. Mă ajută să fiu o persoană mai bună, o persoană cultă, aș putea spune, și nu în ultimul rând mă definește ca om. Plus că în cazul unei accidentări mai serioase trebuie să am un plan B. Chiar sunt înțelegător și eu am să le mulțumesc oricând pentru această înțelegere din partea lor. Mulți dintre ei au și abonamente aici la stadion și vin la meciuri să vadă echipa. Iar dacă asta nu v-a impresionat, răspunsul la întrebarea privind materia preferată sigur o va face. Nu cred că aș putea spune că am o materie preferată, dar îmi plac mai mult cele care implică calcule matematice. Însă nu totul a fost lapte și miere pentru Pop. În mai 2023, la fix un an de la debutul în Superliga, Pop a leșinat pe teren într-un meci cu Hermannstadt. Ai trecut prin niște momente mai dificile. Ce ai învățat? Din fiecare moment dificil prin care am trecut, am putut trage o lecție. Când să deschid gura să spun că nu mai pot, când să spun că pot și multe altele care pe viitor mă vor ajuta cu siguranță. De bine să-ți dozezi pe corpul. Aia, în schimb, am învățat-o foarte bine, am învățat-o pe pielea mea, putea spune. Dar viitorul sună bine, ori foarte bine, ori decent, așa cum o spune însuși mijlocașul UTEI. Două variante există, ori foarte bine, ori decent. Totul depinde de mine. Trebuie doar să -mi văd de treaba mea, să lucrez în continuare, să dau tot ce am mai bun și munca va fi răsplătită. Pentru un transfer, Rareș visează destul de sus, pentru că de ce s-ar mulțumi cu puțin? Te motivează. În special acest suporter minunat pe care are Aradul, dar și foc, care mă face să-mi doresc cât mai mult să ajung în cele mai bune ligi ale lumii. De ce nu și în Champions League? Cea mai bună din punctul meu de vedere este cea engleză, Premier League.
acolo eu consider că e fotbal total, dar sincer, la abilitățile mele, la stilul meu de joc, cred că cel mai bine mi s-ar potrivi Liga Spaniolă. Dar nu spun nici alte provocări, de exemplu, în Germania. Îmi place mult Riyad Mahrez, dar nu pot spune că nu îl urmăresc pe Messi, pe Foden sau alți jucători care joacă pe același post cu mine și încerc să iau de la fiecare câte ceva să-mi îmbunătățesc calitățile.